profesionalism. Pentru că pe mine, ceea ce mă bucură, pe mine ca și cetățean al României, dincolo de funcția pe care vremelnic o ocup, este faptul că societatea civilă în România nu se mai limitează la a contesta anumite lucruri, ci se implică și în a identifica soluții și din ce în ce mai mult chiar și în a pune în aplicare acele soluții identificate, chiar dacă totdeauna constatăm că nu e ușor. Și acest lucru, cu siguranță, chiar și membri ai guvernului, miniștri sau secretari de stat, care provin din societatea civilă în guvernul pe care îl conduc și care au acum experiențe de câteva luni de acțiune guvernamentală, o să vă explice cât de greu e câteodată să aplici anumite idei care, văzute din afară, par simple și care sunt de bun simț și ar trebui să fie simple.